Radio 21. Stație de distracție. Iată, a venit colega noastră Marina cu un bol Marina. Cu am un bol cu întrebări pentru voi și provocări. Și aveți câte două minute fiecare. Aveți ia două minute vedem. Fiecare. Trageți un biletel, spune-ne ce vorbești scrie. Vorbește timp de 5 minute, cam 5 minute, am un pom. E mult, e mult 5 minute. 10 secunde. Ce fac e gaja goșu, no? Că pe că când e bine, că mulcumim pentru invitație. Auzi, tu vrei să te și însori? La un moment dat. Păi, dar nu mai face chestii de astea. Persi. Hai să aleagă un bilețel. Ladies first. Hai, alege tu. Bagă mâna ta, muz. Ia să văd. Care este ultima întâmplare care te-a făcut să roșești? Povestește-o cu... Băi, aia cu... aici la voi acum. Nu, a fost aia cu... aia cu băieții. Tatuajul. Aia cu tatuajul, da. Da, aia cu prietena din cântec, probabil. Nu ne-ai spus ce tatuaj ai făcut. Păi nu poți să-mi doară că e împachetat tot. Unde este? Da. În ce zonă? Aici, dar e... na. Pe mână? Aici, uitați-vă la radio, uitați. Pe antebrație. Mamă, de ce ai făcut acolo, frate? Coranul, ce ai scris? Da, asta înseamnă să-ți respecti părinții, știu. Știi puchinețele alea sau le... Da, le știu, da. Și ce le înseamnă? Da, ce mesaj? Păi ăsta e mesajul, să-ți respecti părinții. Ok. Ești cetățean român, tu? Da. Ce vreau, mai pus-o la loc? Să mai strag alții? Păi da, să mai roșească și alții. Hai și la colega lor. Nu știu dacă vreau să fac asta. De ce nu? Așa e la început. Hai, trage, că avem o surpriză pentru tine. Hai, că nici nu m-am uitat așa. Ia să vedem ce scrie. Wow, care a fost cel mai... fricoșitor coșmar pe care l-am avut? În primul rând, câți ani ai? 20. Mulți înainte. Mulțumesc. Spune-mi. Cel mai fricoșitor coșmar, mie mi-e foarte frică de cutremure și asta am visat odată, că eram în plin cutremur. Erai zgâlțită? Te simțeai zgâlțită? Zgâlțită rău de tot și m-am trezit plângând și a fost aiurea. Era în turneu? Ai văzut dacă era cineva în pat cu tine? Nu, eram singură. Asta e nasol. Radio 21. Stație de distracție.